Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o chemare către latura Middle Eastern sau parfumuri arabești. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube este total gratuită, toate videoclipurile sunt total, total gratuite. Nu vă costă nimic să le urmăriți, nu vă costă nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și așa mai departe. Bun! Eu, acum când filmez, este marți, voi decala puțin programul obișnuit, miercuri și sâmbătă, da? S-ar putea să mai vină un videoclip undeva joi sau vineri, da? Vedem, rămâne de văzut. Și, uh, automat, sâmbătă și duminică să nu postez, da? Dar uh, voi vedea. Bun. Astăzi, marți, 11 iunie parfumul cel port eu cu drag și spor și nu știu cum de n-am întins mâna către el până acum. Vine de la Paris Corner, bineînțeles Dubai Collection, bineînțeles Roș 25 pentru 10% discount la absolut orice achiziție de pe site. Și vorbim de Nord Stag Expressions 3, da? Sau 3, cum vreți voi. Bun, minunea asta, superbitatea asta de sticluță, da, nu v-am vorbit despre uh, parfumurile acestei game, le am pe toate patru, știu că momentan uh, sunt stoc epuizat, dacă mai e ceva din gamă disponibil o să vă inserez pe undeva pe aici, însă urmează să vină clip dedicat cu această gamă și cu recenzia sa. Care e treaba cu acest parfum? Ei bine, cei de la Dubai Collection îl listează ca fiind acel parfum masculin, bărbătesc, însă pentru mine și pentru gusturile mele este total, total unisex, da? Absolut unisex. Este un parfum inspirat din LV Imagination, dacă nu mă înșel eu la ora asta, da? Și Uh, scurt, pe repede înainte, se deschide citric aromatic, are pe undeva pe acolo o fină atingere de neroli, însă întreaga compoziție, întregul blending îl face foarte ușor de suportat pentru mine, da, știți că nu suport nota de neroli. Însă, pe ansamblu scurt pe doi, acest parfum se deschide citric aromatic, iar pe măsură ce se dezvoltă, se îndulcește dacă vreți, dar dacă are sens, o dulceață răcoritoare totodată, da? Este ca și cum ai un pahar mare de ceai negru în care ai mai adăugat ceva citrice și cuburi de gheață, da? Pentru mine asta înseamnă superbitatea aceasta de parfum și da, se pare că camera nu-i face dreptate deoarece culoarea sa naturală este un verde mult mai fain decât ceea ce vedeți voi la mine pe camera. Bun, ce avem astăzi? Unboxing. Da? Unboxing. Avem două bucăți de cireșe și ceva delicios. Da? O comandă plasată pe site-ul celor de la Dubai Collection, Absolut toate parfumurile despre care vă voi vorbi astăzi, vă voi spune primele impresii, deoarece coletul l-am de sâmbătă, duminică, nici nu mai știu, da? Iar eu acum când filmez, este marți, și am stat cu mințică cu ele sigilate să fac cu voi aici pe cameră primele impresii. Toate parfumurile sunt încă pe site. Veți avea linkurile către ele în bara de descrieri. Și nu uitați, dacă vreți să achiziționați ceva, roș 25 pentru 10% discount. Și voi începe, pentru că nu mai am răbdare, cu un extract de parfum. Da? French Avenue sau subdiviziunea de lux a casei Fragrance World și anume Irida Extre. Așa vine cutia, <laughs> Mai mare decât căpucul meu și nu știu cât observați voi, însă treaba asta, hai să desigilăm mai bine, are uh, modelul acela 3D, da? Este în relief. Bun, hai că am reușit fără prea multă gălăgie. Deci, treaba aceasta nu se vede. Acum parcă s-ar vedea. Treaba aceasta este în relief, da? Avem aici extract de parfum în cantitate de 100 de mililitri. Bun. Hai să vedem cum se deschide. A, e tip -a. Are magnet. Și... ta -na, -na. Încep? Încep! Vai de viața mea cu ce prezentare! Deci n-ai cum, tată! Nu ai cum! Da? Vă mai arăt o Este o chestie gen catifea rozpal. Super tare! Deci super, super tare! Și aceasta este sticluța. Ui, v-am rupt cu ring -ul. Da, deci are toate formele posibile și imposibile. Aici avem French Avenue, da? căpăcelul, roz pudră, da. Da, da. Bun. Prezentare 1000 din 10. Hai să vedem și notele. Uh, extract de parfum Irida inspirat de Tom Ford Electric Cherry. Că ce să vezi, da? Voi știți deja că mai am. Uh, mă uit în acea direcție că acolo este parfumul. Uh, mai am uh, Cherry Buzz. Tot de la Fragrance World, însă este acea variantă mai de buget, dacă vreți. Da? Și da, îmi place de nu mai pot acest ADN. Da? Deci mi se pare pur și simplu perfect pentru vară. În vârf avem cireșe și ghimbir, în mijloc iasomie, iar în bază ambră, piper roz și mosc. Deci am luat încă o sticlă de parfum, în caz că vă întrebați, inspirată din fix același ADN, pentru simplul fapt, exact cum v-am spus, că ador acest ADN și chiar dacă am această variantă, văzând că irida este de fapt un extract, da, și având acea experiență cu Royal Blend și Royal Blend Nero, da, ambele extracte și ambele sunt bombe nucleare, am zis, hai să am o bombă nucleară cu și despre cireșe. Bun, hai să vedem. Vai. Vedeți atomizorul? Deci n-ai cum. Bun, bun. Da, este cireașa aceea dulce, efervescentă, zemoasă, suculentă, cu ceva ghimbir adăugat. Însă nu este cantitatea aceea, adică dacă nu uh, vă place nota sau acordul de ghimbir din parfumuri, nu este ceva deranjant aici. Și da, este ceri baz dacă vreți, peste roizi cu ceva extra cireșe adăugate, dar cum să spun eu, nu este nota aceea sintetică, da? nu este acordul acela sintetic. Pur și simplu îți aduce în fața ochilor cireșe, cărnoase, dulci, zemoase, suculente și ce mai vreți dumneavoastră. Doamne, cât e de fain! Acordul de Iasomie din Irida am senzația că este o idee mai puternic decât cel din cherry baz. Este o acea cireașă mai proaspătă, mai dulce, mai florală, dar când spun toate astea nu este absolut nimic copleșitor. Da? Din start, încă de la prima pulverizare, ați văzut, l-am desigilat aici cu voi pe cameră nu aveți picătură sau nu aveți iz de alcool. Da? Nu există treaba asta, nu există alcool în acest parfum, chiar dacă este un parfum din categoria Middle Eastern arăbești, nu are acel iz arabesc, nu are nici cea mai mică legătură cu parfumeria orientală. Dacă ai testat treaba asta și nu ai ști de unde vine și ai fi legată la ochi și spun legată, deoarece am senzația, în continuare, chiar dacă Tom Ford, da, varianta originală, Electric Sherry, este listată ca fiind un parfum unisex, eu tind să cred că este înclinat către latura feminină, dacă vreți, da? Are izul acela feminin, ori asomia din el. Îl duce către latura feminină, ori nu am idee. Însă, parfumeria nu are sex, nu are culoare, nu are religie, nu are absolut nimic. Fiecare poartă ceea ce îi bucură sufletul. Da. Ai uh, izul acela, exact cum vă spuneam și la Ceribaz, ce te duce cu gândul către acel cocktail fiind de tot tropical, non-alcoolic, da, totuși. Pentru că mai ai aici o dulceață chiar dacă singurele uh, fructe listate în note sunt cireșele, undeva în fundal, nu știu, este izul acela de dulceață fructată, da? Nu e ceva pe care să pui degetul, mai resimt un acord de măr, mai resimt un acord de pară, banană și așa mai departe, da? Are totuși o dulceață fructată undeva pe spate, în fundal, da? Ambră, piper, roz și mosc. Nu mi se pare genul acela de parfum ambrat, copleșitor pentru vară. Nici nota de piper roz nu pot spune că urlă, că vine și mă strânge de gât și așa mai departe. Iar moscul de aici este moscul acela și mă uitam și da, nu știu, a, parcă se vede, da? Față de mâna mea în mod normal, da? Este ușor, ușor mai uleios. Pentru că ce să vedeți este extract, exact cum v-am zis, da? Moscul de aici este genul acela de mosc, exact cum v-am spus eu, moscul meu preferat de altfel, Moscul acela de tip norișor, pufos, dulce, vată de zahăr și așa mai departe. Însă, chiar dacă eu vin și vă înșir absolut toate dulcegăriile posibile din lume, nu este absolut nimic copleșitor. Din contră, este pur și simplu aroma a ceea ce strigă vară, distracție și așa mai departe. Da? Foarte fain! Foarte fain! Da? Și da, Uh, văd rostul să am și ceribaz și uh, irida. De ce? Deoarece, clar, acesta, exact cum v-am mai spus, încă de la deschidere și momentul de față, fiind extract, pur și simplu bubuie, proiectează, da? Uh, nu am cum să vă reproduc, da? Faptul că, de exemplu, toată încăperea în care filmez eu miroase fix așa. Da? Deci pur și simplu e genul acela de parfum care umple o cameră, însă din nou nu este absolut nimic mult prea mult pentru vară, din contră este absolut perfect. Îl mai lăsăm puțin ca de obicei, vedem cum se așează, da? mă tot uit că aveam senzația că din nou se vede încet soșat, dar se pare că nu. Bun și trecem la următorul, o altă cireașă. Da? Și vorbim aici despre ambroa, ambroaz, habar, n-am pur fan, da? Tot fragrance world și ce să vedeți, tot ceva cu cireșe, da? Că de ce nu? Acesta este un parfum listat pe site ca fiind uh, feminin, Vai cât e de tare și aceasta este sticluța, da, mult mai frumoasă în realitate, mult mai faină, treaba asta este plastic, este un plastic mat și da, m-ați văzut că am avut tenta, știți, um, cubulețele acelea, da, în mai multe culori pe care trebuie să le, genul acela, da, fragrance world, aici se vede lichidul, mai avem aici embosat Fragrance World, dar foarte, foarte fain. Chiar dacă treaba asta e din plastic, e plasticul acela mat și e foarte, foarte fain redat, da? Redat, lucrat. Nu are acel aspect ieftin absolut deloc, din punctul meu de vedere. Bun, ambroaz, ambrozie o să-i zic eu by Fragrance World este inspirat de Guerlain Sherry Wood. Și o să zici, hei, nu te supăra, parfum cu ud acum în luna iunie, hai să vedem. În vârf avem cireșe, șofran și cardamom și da, știți pasiunea și iubirea mea pentru nota de cardamom. În mijloc, <coughs> trandafir, aici mi-e puțin teamă, însă următoarea notă este zmeură, și apoi violetă, da? Deci în mijloc avem trandafir, smeură și violetă, ceea ce îmi dă cât de cât speranțe în legătură cu trandafirul din acest parfum, iar în bază paciului, ud și piele. Să fie bine ca să nu fie rău. Bun, și hai să vedem ce și cum. Da, deci același atomizor. Nu ai treabă, nu ai treabă cu atomizoarele Fragrance World. Bun. Din nou. Eu nu știu ce au băut, ce au mâncat și ce au fumat domnii de la Fragrance World, însă din start, de la primul puf, <coughs> nu ai senzația aceea de alcool, da? Izul acela de alcool. Și vai de mine cât de, era să zic mișto, cât de frumos este. Da, cert este că ei listează cireșe, șofran și cardamom în deschidere. Eu aș spune că mai degrabă în deschidere ai acea cireașă foarte, foarte cărnoasă și oarecum însiropată, dacă vreți, da? Sau ceva ce te poate duce mai degrabă în zona de dulceață de cireșe, da? Izul acela, cum să eu mai explicită nu izul acela când deschizi un borcan cu cireșe, da, pur și simplu izul acela ă, cald, da, atunci când prepari acea dulceață de cireșe ca să fiu mai pe felie, da, da, este izul acela cald. Categoric, nu este acel parfum de purtat ziua anamea mare la 40 de grade, însă cu siguranță este acel parfum pentru nopțile și serile de vară. Și chiar dacă ei îl listează ca fiind feminin cel puțin acum, da? pentru o primă impresie, pentru deschiderea sa, pentru mine este total unisex da? Deci, din nou, cel puțin acum, în momentul în care este el pe mâna mea, da? Faza aceasta de dezvoltare. Vom vedea pe parcurs. Șofranul nu pot să zic că mă izbește, da? Cum de altfel nici nota de cardamom. Știți că eu iubesc cardamomul în parfumuri, în parfumerie și poate că mi-ar fi plăcut să fie o idee mai opulent o idee mai pronunțat, dacă vreți, dar dacă s-ar fi întâmplat treaba asta, cred că l-ar fi dus cât de cât în zona de parfum de purtat în vreme rece, da? Dacă șofranul și cardamomul de aici ar fi fost mult mai in your face, ca să mă exprim așa. Bun, trandafirul de aici, că am ajuns la el. Este genul acela da, exact cum mi-am făcut eu speranțe, deoarece în mijloc avem trandafir, zmeură și violetă. Este genul acela de trandafir zmeurat, da? Nu este genul acela de trandafir cu uh, sau genul acela ce te duce cu gândul la locum, rahat turcesc, da? Um, ci este acel trandafir zmeurat fiind de tot pudrat. Da? Violeta de aici îi lasă senzația aceea de ceva pudrat, da? trandafir cu pudră peste el. Are un uh, 10%, dacă vreți, din uh, Black Perfecto de la Guerlain. Are așa un, uh, era să zic, un vibe o adiere, o atingere din acel parfum. Iar baza. E aici ceva ce îmi dă cu virgulă, pentru că ei listează paciulii ud și piele. Eu aș spune că mai degrabă în deschidere am putut resimți izul acela de ud dulce, da, nimic animalic, nimic fecal, nimic da, udul acela dulce. Um, mereu o să vă dau exemplul acesta, pentru că ăsta este cel mai cunoscut parfum cu ud dulce, dacă mă pot exprima așa. Este udul acela dulceac din Shaga Food de la Swiss Arabia. Da? Iar acum baza... Este ceva aici, este un acord care mie îmi lasă mai degrabă senzația de cipriol. Da? Nici de cum de uh, paciuli ud și piele. Îmi lasă senzația de cipriol. Paciuli, dacă ar fi să uh... Da, paciulii de aici este mai degrabă, cum să zic eu, nu este paciulii acela ce te duce în zona de pământ gilav sau uh, mușchi verde de copac sau așa mai departe ci este un fel de paciulii ce te poate duce cu gândul către ciocolata neagră. Da? Deci nu dulcele acela de ciocolată, ci mai degrabă o senzație fină de dulce a mărui, dacă vreți. Da? Deci fix izul unei ciocolate negre. Pielea, abia acum încep să o resimt, însă din nou, nu vă gândiți la Um, V-am mai zis eu și în alte videoclipuri: nu este izul acela ce te izbește ca atunci când intri într-un magazin cu încălțăminte din piele, dar nu este pielea aceea prigidă uh, și cu mirosul acela foarte proeminent. Este mai degrabă, dacă vreți, o paralelă, acea jachetă de piele neagră, dar pielea aceea moale, da? Piele normală, piele naturală, moale, nu mergeți către zona de piele întoarsă, da? Nu este piele întoarsă aici, categoric nu? Da, este piele naturală toată ziua, dar este genul acela de jachetă moale, dacă vreți, da? Este. Nu știu de unde, că de asta tot, da? Să mă înțelegeți, parfumul este foarte, foarte fain, însă este um, un pic mai complex, dacă vreți, da? Încerc să-l descifrez cât pot de bine ca o primă impresie. Iar ce îmi dă aici cu virgulă este că pur și simplu resimt un iz, este un acord aici, este ceva ce mă duce cu gândul către mirosul unui ruj roșu însă nu este mirosul acela de ruj în toată splendoarea sa, dacă vreți, da? Nu este mirosul, nu este izul acela de ruj roșu, de exemplu, cum îl are Date Night de la Hadlaj, care dacă mă urmăriți de ceva timp știți că este parfumul meu cu ruj, da? Ăla clar, sărăcuțul, între ghilimele, că eu îl iubesc, de curând mi-am luat și backup, acela este rujul roșu într-o sticlă, da? Aroma rujului roșu într-o sticlă. În, uh, ambroaz, în ambrozie, cum o să-l botez eu, da? În ambrozie, mai degrabă, ai acea jachetă de piele neagră, moale, dar, uh, nu știu, ai așa ca niște urme de ruj pe ea, da? E ca și cum uh, vii de la o întâlnire romantică, pasională și așa mai degrabă, și așa mai degrabă și așa mai departe. Iar tipa te-a sărutat în grabă, asta vreau să spun. Și în momentul în care te-a strâns în brațe pentru acel la revedere pasional și te-a pupat peste tot, ți-a plăsat ruj pe geacă, da? Ca să înțelegeți o chestie ce simt eu aici. Da, este în continuare un acord, dar încă o dată. De ce spun urme de ruj roșu pe geacă? Deoarece Um, izul acela de ruj nu este ceva in your face. Este foarte undeva în fundal, da. da. El mai lăsăm puțin să vedem cum se va așeza. Dar uh, nu știu. Dacă sunteți domni și dacă nu vă deranjează sau nu că nu vă deranjează, dacă iubiți acordul, nota, izul de cireșe în parfumuri, s-ar putea ca individul acesta să vă fie pe plac, deoarece eu în continuare pentru mine și pentru percepția mea este acel unisex cu o foarte fină înclinație către latura feminină. Asta pentru un prim nas, pentru o primă impresie. Și acum, voi bea ca apă pentru că vreau să am nasul cât de cât clean pentru chisa delicios. da. În sfârșit îl testez și eu deoarece fetele din comunitatea mea de Facebook Freak Family deja l-au primit. Deja unele sunt la a doua, la a treia purtare și eu ce să vezi, abia acum îl testez. Vine în această cutiuță rose gold. Da? Și este eu din gama Chisa, nu am Chisa Delicios. Am Chisa uh, normal, prima variantă, Chisa Blue, da? O să vi l arăt pe undeva pe aici. Și mi-aduc aminte foarte, foarte bine că această cutie este identică, da? Deci Parfumurile gamei Kisa vin în, aceeași, în același model de cutie, dacă vreți. Diferă doar culoarea ambalajului. Dar foarte fain. Dar nu este, este un roz, bronz, gold, ceva de genul? Ba nu, lasă că îmi ring light-ul. Este roz, gold, roz, bronz, în fine, nu mai contează. Da. Bun. A mie, mi îmi place ceea ce văd. Aceasta este sticluța, exact același format ca restul sticluțelor din gama Kisa, doar că de data aceasta avem roz gold și îl tot mișc deoarece mă ajută lumina ring light-ului. Nu este mat acest roz gold, da? Dacă îl apropiați în lumină, puteți vedea lichidul din interior. Bun. Chisa delicios. În vârf avem ciocolată neagră, portocală și frișcă. Da, deja eram pe sistemul hai, vino mai repede la mine. În mijloc nucă de cocos, marshmallow, iasomie, iar în bază vanilie, lemne fine și moscal, da? Tot ce este mai delicios în această lume, bun și hai să vedem, nu, nu, dar de fapt eu, nu, că dimineață pur și simplu mi l-am uh, pulverizat pe domnul pe mâini, da, o iau pe urmele Oanei, Valchiria te pup Oana. dacă mă veți. o să pulverizez în palmă, pentru că le vreau pe toate să le testez pe piele, bun, foarte fain atomizorul. Bun. Vai, cât e de fain. Am tot așteptat acest parfum. Deoarece în YouTube sunt ceva controverse. Câteva, câțiva creatori de conținut din afară spun că este o inspirație pentru Nebras Gold de la Latafa, alții spun că este o inspirație pentru Choco Mask de la Al Rehab. Ei bine, am atât Nebras Gold de la Latafa cât și a nu știu câta sticlă de Choco Mask, inclusiv EDP-ul cât și uleiul. Însă, categoric, acest Chisa delicios nu, eu o să spun delicios, da? Nu este o inspirație nici pentru Nebras Gold, nici pentru Ciocomasc, da? Cel puțin acum la o primă pulverizare. Dacă notele sale vă duc cu gândul către acel parfum dens, compact. Delicios, cum îi spune și numele, um, gurmandul acela, mămica și tăticul gurmanzilor, da? Ceva ce normal ai purta în vreme rece? Ei bine, nu. Chisa Delicios este noul meu gurmand de vară, da? De ce spun asta? Este delicios, da? pot resimți acea, uh, nu, nu pot spune cum listează ei ciocolată neagră, eu nu pot spune că resimt acel iz dulce amărui, deoarece se îmbină de minune cu frișca de aici. Portocala nu o resimt, da, cel puțin acum. Nu, este mai degrabă izul acela delicios de ciocolată, nu ciocolată neagră, um, Însă este aerat. Întregul parfum în sine, cel puțin acum, la prima pulverizare, încă o dată vă repet, este o aromă delicioasă, însă este ceva, cum să spun eu, ca o bulă de parfum, dacă vreți, da? Este ceva foarte, foarte aerat. Ceva ce acum nu știu, nu am de 35 parcă de grade sunt afară, l-aș putea purta. Da? Deci este dulcele acela, este dulce, este gurman, se resimt bezelele foarte, foarte bine, sunt redate, da? Dacă ar fi așa pentru o primă impresie să etichetez acest parfum, deși eu știți bine că nu vă sfătuiesc să faceți lucrul acesta pentru că parfumurile Middle Eastern după prima pulverizare se transformă, ca să nu mai intrăm în alte discuții, l-aș asocia cu o bezea de ciocolată cu ceva frișcă deasupra, da? Pentru mine asta, fix așa miroase. Uh, cu ceva fulgișor de nucă de cocos, da? Deci gândiți-vă la o bezea foarte, foarte pufoasă, pentru că așa este aroma în sine, da? Uh, fluffy, deși eu detest acest termen, da, este aroma aceea pufoasă de bezea cu ciocolată peste care ai uh, uh, pus frișcă, iar peste frișca aceea ai venit cu uh, ceva fulgișor de nucă de cocos. Însă, nu vă gândiți că este acea nucă de cocos copleșitoare și așa mai departe, da, nu este izul acela tropical, da, sunt fix câțiva fulgișori de nucă de cocos. Nu este ceva ce să vă leșine și așa mai departe, să fie ceva sufocant. Absolut nimic din acest parfum, cel puțin acum, din, mă repet, a șaptea oară, nu este copleșitor, da? Chisa Delicious poate fi gurmandul dumneavoastră preferat de vară, dacă sunteți în zona parfumurilor gurmande. Și da, în continuare nu înțeleg uh, hype-ul din jurul său la modul de asociere cu Nebras Gold de la Latafa și uh, Choco Mask de la Al Rehab. Nu. Deci eu personal nu resimt nici măcar 1% similitudini nici cu Nebras Gold, nici cu ciocomasc. Nu. și nu este ceva de care să mă leg. Nu este uh, genul acela de aromă care să... Ați văzut cum mi se mai întâmplă mie, stai că parcă îmi sună cunoscut, stai că de fapt seamănă cu nu știu ce. E bine, chisa delicios, în momentul de față cel puțin, nu îl pot asemăna cu absolut niciun alt parfum. Dar cred că mai am nevoie de o sticlă, pentru că știți că eu sunt fiartă pe gurmande. Încă o dată, când spun gurmand, nu vă gândiți, chiar dacă eu v-am zis cea mai uriașă bezea, cea mai uriașă pufoasă bezea de ciocolată cu frișcă și cu nucă de cocos pe deasupra, nu vă gândiți că este izul acela alimentar, dacă vreți, da? Nu veți, cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele, nu este genul acela de aromă pe care eu să-l încadrez în secțiunea iz alimentar, da? Vă dau un exemplu. Nu, categoric nu. Și nu știu de ce, cred că alături de Hair Pistachio și Hair Fusion va fi unul din parfumurile de bază pentru tot ceea ce înseamnă layering, da? Văd treaba asta combinată cu foarte, foarte multe parfumuri, dar foarte multe parfumuri. Da, da, îmi place, categoric, da categoric a meritat așteptarea și, nu știu, încă mai este disponibil pe site și încă mai pot pune mânuța pe o sticluță, pentru că da, simt că îl voi bea pe repede înainte. Cum s-a întâmplat cu Hair Pistachio și Hair Fusion. Eu sunt deja la a doua sticlă din fiecare. Bun, mai spălăm puțin nasul și facem ca la școală recapitularea finală. Haideți să începem cu superbitatea asta, doamne, de jur! Sticla, oricum o să o pozez, o să o filmez, o să o vedeți pe Instagram, pe TikTok, pe grupul meu, link pentru toate în bara de descriere, da? Și pentru Insta, și pentru TikTok, și pentru grupul meu de Facebook. Însă, sticla asta este divină, vă jur! Eu nu am avut așa ceva până acum. Și nu știu, parcă mă bate gândul să iau și. Celălalt parfum din gama asta, inspirația pentru Green Lay parcă, de la PDM. Vedem, vedem. Bun, Irida Extract. Doamne. Eu nu prea sunt uh, acea sherry-sherry lady, da? <laughs> nu prea. Nu prea la modul că nu mai sunt de multicel timp în zona los Cherry, însă... Îmi place uh, ADN-ul lui Cherry Smoke, da? Am uh, Cherry Incense, tot de la Fragrance World, și da, iubesc acel ADN, iubesc acel parfum, doar că este mult prea mult pentru vremea caldă, da? Treaba aceea, poate în serile de vară. Însă, ADN-ul acesta de Electric Cherry l-am uh, descoperit printr-unul din uleiurile de la UD Arabi London, da? Am luat prima dată acel ulei, apoi am luat ceribaz și acum irida extract. Și, dacă sunteți ca mine, dacă iubiți o alt fel de cireașă, da, deci nu ADN-ul lui uh, Lost Cherry. dacă iubiți acea cireașă dulceagă uh, veselă, ce îți lasă senzația aceea de ceva băubil, da? Mm. Pentru că, da, în continuare, pe mine mă duce cu gândul către acel uh, cocktail tropical non-alcoolic, da? Centrat, dacă vreți, pe cireșe. Dar, da, categoric, da. 1000 din 10. 1000 din 10 și, în continuare, pentru mine are, este unisex cu o înclinație feminină. Da? Adică nu știu, dacă iubiți ADN-ul lui Lost Cherry și sunteți domni și nu vă feriți totodată de moscul acela pufos, dulceac și așa mai departe, s-ar putea să fiți pe aceeași lungime de undă cu irida extre. Dar foarte fain, deci foarte, foarte fain. Nu-mi pare rău că l-am luat și pe el. Revenim la ambrozie. Bun. Da. Foarte fain e parfumul ăsta. Foarte, foarte fain. Nu-l pot asemăna cu nimic din ceea ce am. Um, nu știu Gherlan Sherrywood, da? deci nu știu originalul din care se inspiră. Însă, vorbind strict de acest neambrozie, în momentul de față, pe pielea mea și din uh, percepția mea și din ceea ce resimt eu la un parfum și din felul în care l-aș cataloga eu, da? Este acel parfum unisex cu o fină înclinație către latura feminină. Dar da, este cireașa aceea mai serioasă, dacă vreți, da? Deci uh, nu ai veselia care o ai aici, nu. Ai o cireașă uh, dark, serioasă, fiind de tot gotică, uh, plină de mister. Da? Dacă vreți că mă umflă și râsul, dar jur, pur și simplu, asta îmi vine în cap. Ai acel uh, il capo di tutti capi al cireșelor, da? Deci gândiți-vă la tăticul mafiei cireșelor, da? Ce poartă trenciul acela de piele, da? Oh. Da, și în continuare pot spune că resimt tenta aceea de ud dulce, și izul acela fiind de tot, cel puțin în momentul de față, a rămas undeva în fundal, izul acela de cipriol. Da? Categoric nu este acel parfum de caniculă, însă, cu siguranță, dacă ești ca mine și iubește anumite parfumuri cu cireșe, s-ar putea să fie ok pentru club, pentru festival, pentru nu știu ce petrecere, seara, noaptea și așa mai departe, da? Dar fain, fain de tot. Vă mai zis eu, nu știu ce fac omulețe aceștia de la Fragrance World, dar fac bine ceea ce fac. Bun, revenim și la chisa delicios. Chisa Delicios acum a prins puteri, da, dintr-o dată s-a activat, dar sunt în aceeași zonă și, da, pot spune în momentul de față că văd obezea și mai mare decât înainte, da, tot de ciocolată, tot cu izul acela de frișcă, Însă momentul de față este ca și cum uh, ai mâncat frișca de pe acea bezea, iar fulgea aceea de cocos pe care tu i-ai presărat peste frișcă au mai căzut și pe bezea, dacă vrei, da? Și momentul de față ai decât uh, izul fad de frișcă, ai bezeaua pufoasă în continuare cu câțiva fulgișori de nucă de cocos pe ea, da? Nu știu ce au vrut ei să zică cei de la Paris Corner cu treaba cu lemne fine. Nu înțeleg nici de ce au listat lemne fine, da? Așchi sau ce la ce s-au referit. Dar vanilia de aici, pentru că da, se ajunge și la vanilie. Vanilia de aici îi dă profunzimea aceea, și dacă la prima pulverizare am zis că e ceva lejer și ceva soft, în momentul de față începe să prindă contur, da, dacă vreți, începe să se contureze și, nu știu, cred că doar trei pufuri aș purta ziua în mare, cu toate că știți că eu sunt oversprayer, da, știți, dar nu. Nu, nu aș pulveriza mai mult deoarece există riscul să mă sufoc atât eu cât și cei din jur. Pentru că, încă o dată vă spun, dacă la prima pulverizare aveți senzația că e ceva lejer, diafan și așa mai departe, treptat, treptat, minunea asta prinde contur. Și da, s-ar putea ca după o săptămână să fie chiar mult prea mult depurtat ziua na-mea mare. Pentru că da, încă o dată vă zic, este o schimbare cam mare și cam bruscă de la felul în care mirosea atunci când l-am pulverizat și de la felul în care miroase acum Se încheagă, dacă vreți, da? Prinde um, densitate Nu știu să vă zic altfel în momentul de față, că na, e cald, mi se scurcircuitează creierul și așa mai departe Bun dacă ați rămas cu mine până în momentul de față, vă mulțumesc din suflet. Dacă nu v-ați abonat, v-aș mulțumi dacă ați face acest lucru. Dacă aveți și voi vreunul din aceste parfumuri, da? sunt tare curioasă, sau dacă le-ați testat, sunt tare, tare curioasă cum vi se par, ce părere aveți despre ele. Dacă la fel ca mine, de exemplu, pe neambrozie, pentru că da, eu îi voi spune în continuare neambrozie, um, dacă la fel ca mine îl percepeți ca fiind acel parfum unisex, dacă ați testat iri, da, și neapărat chisa delicios. Da, chiar. Dacă aveți chisa delicios de ceva timp, spuneți-mi și mie cum s-a așezat treaba asta, pentru că, da, încă o dată vă zic, parfumelul acesta promite, ca să mă exprim așa. Cu toate că mie îmi place deschiderea, da, și sinceră să fiu, mi-aș fi făcut speranțe să rămână ca în deschidere, pentru că dacă ar fi rămas fix precum în deschidere, l-aș fi putut purta ziua în la 40 de grade. Așa, acum îl pot purta după amiaza sau seara, dar nu e nicio problemă, la câte parfumuri am, chiar nu e nici cea mai mică problemă, la fel, dacă aveți furmușelul acesta, dacă l-ați testat, lăsați-mi și mie părerea dumneavoastră în secțiunea comentarii. Și până data viitoare, până la un nou videoclip, vă îmbrățișez, vă mulțumesc din suflet, vă doresc zile cât mai răcoroase, da? pline cu pline de distracții, de distracții Ana, pline de parfum și așa mai departe. Veți avea link în bara de descriere pentru absolut toate parfumurile prezentate de mine astăzi. Știți primele impresii, urmează să le port și revin cu recenzii, recomandări, recomandări topuri, da, că nu fac recomandări. Și așa mai departe. Și nu uitați de Roș 25 pentru 10% discount la orice achiziție de pe site-ul celor de la Dubai Collection și Arabian Shent. Net și Dubai Collection EU. La fel, detalii în bara de descriere. Vă mulțumesc, v-am pupat! Eha!